dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționat de parfumuri. Astăzi o să ne concentrăm un pic mai mult pe partea de colecționat de parfumuri, pentru că vreau să vă prezint, în sfârșit, în toată, nu știu, splendoarea ei, colecția mea de ghearlain-uri pe care o am până în acest moment. În același timp, vreau să vă spun că în dulapul aici din spatele meu, unde îmi țin de altfel toate parfumurile pe care le am, mai puțin miniaturile pentru care mi-am pus de curând un dulap special pe care am să vi-l prezint și pe acela într-o poză ceva. În acest dulap eu îmi țin parfumurile în mod regulat, adică ele nu sunt aici ca exponate pentru nu știu ce, nu știu, muzeu, ci sunt pur și simplu parfumurile pe care le folosesc de zi cu zi. Adică ele nu stau aici să prindă praf, ci pur și simplu tot ce e aici este și folosit. Și dacă nu e folosit, atunci nu are ce căuta aici. În altă ordine de idei, ele sunt destul de bine ținute în sensul în care sunt ferite de lumina directă a soarelui, sunt ferite de fluctuații de căldură, sunt într-un loc destul de controlat, pentru că este o casă la urma urmei, este apartamentul în care locuiesc eu, nu e, nu știu, vreo pivniță, dar în același timp nu e niciun pod unde să zici că se face foarte cald. Astăzi vreau să vorbim în special doar despre colecția mea de parfumuri Guerlain, urmând ca pe viitor, dacă sunteți interesați, bineînțeles, să vă prezint și restul parfumurilor mele din colecție. Așadar, nu știu, hai să încep. Dacă ați observat aceste lucruri, astea sunt niște evantaie pe care eu le folosesc pentru, deci fiecare etajeră are propriul evantai. Eu le folosesc pentru a testa ușor și rapid un parfum atunci când, nu știu, nu am blotere, dar în special le folosesc pentru layering, pentru că este o soluție, o bază, un mod foarte fain de a face layering pentru mai multe parfumuri. Și despre layering o să vreau la un moment dat să vorbesc într-un video separat, pentru că e un pic de discuție și acolo. Acum, pe primul raft am în principiu parfumurile din colecția de bază de la Guerlain și în special parfumurile feminine, plus câteva dintre Lezo, care sunt apele lor de colonie. Ele sunt puse într-un soi de ordine cronologică a apariției lor, însă bineînțeles sunt și excepții, pentru că de dragul, nu știu, simetriei am așezat eu astea în mijloc, pentru că mi s-a părut mie că, nu știu, arată mai bine. De asemenea, pentru că sunt foarte mult, a trebuit să le împing cumva ca să stea într-o formă de semi-cerc, semi-lună, semi nu știu ce. Formele astea pe care eu încerc să le fac sunt, na, din rațiune estetice, așa mă pricep eu, așa am crezut eu de cuvință că ar arăta mai bine. So, în principiu, pe acest raft am ținut sticlele albinuță. Unele dintre ele au fost mutate pe parcurs în aceste sticle albinuță, altele pur și simplu s-au găsit tot timpul în aceste sticle de acest fel. So, primul, în ordinea numerelor de pe tricou, este Jiki, apoi Eau de Cologne de Coq a lui Aimé Guerlain din 1894. Așa de mult mă bucur când scrie pe ele anul apariției, așa este la Lezo, la apele de colonii. Aprelonde, despre care am vorbit și care este unul dintre parfumurile mele absolut preferate. Un iris sublimisim, crud, proaspăt, este unul dintre parfumurile mele preferate. Jiki, apropo, este parfumul pe care îl port chiar acum. Apoi avem acest Eau de Fleur de Cedre, Jacques Guerlain, 1920. Acest parfum împreună cu Vol de Nuit nu au dopuri pentru că au fost
testere. Se găsesc unele dintre ele un pic mai greu, nu toate dopurile merg de la unul la celălalt. O să fac la un moment dat roșii de dopuri pentru ele, pentru că n-aș vrea să le las descoperite. Apoi, Vol de Nuit, despre care am vorbit, L'Heure Bleue, despre care am apucat să vorbesc într-un review, Champs-Élysées, la care i-am făcut un unboxing, este un floral roz fructat de primăvară, absolut fain, absolut delicios. Apoi Mitsuko, despre care abia am vorbit. Și trecem, am ajuns undeva prin anii 50-60, cred. Suntem la Chandarome, la Jean-Paul Guerlain, un parfum despre care abia aștept să vorbesc. Este un floral fructat extraordinar de fain. Apoi Chamade, Chamade. Chamade este un parfum excelent despre care nu prea aud vorbindu-se, și mare păcat. Ăsta este unul dintre parfumurile care are, puținele parfumuri care au acea calitate de ceară, da? De lumânare stinsă. Extraordinar de fain parfumul. Apoi un Eau de Guerlain din 1974, am ajuns deja în anii 70, a lui Jean-Paul Guerlain. Ultimul din Les Eaux pe care le am, îmi lipsește Eau de Cologne Imperial și Cologne de Parfumeur a lui Thierry Wasser. Apoi am Nahema, despre care am vorbit. Acel trandafir fructat, miros, foarte fain. Și, în sfârșit, Jardin de Bagatelle, la care mi-am luat și acea miniatură vintage foarte faină. Un parfum cu flori albe de care nu mă pot sătura, în special primăvara, când încă este frig afară, că este un parfum destul de greu. Bun, acum vreau să mut cadrul ca să nu mai stau pe vârfuri. E destul de comic pentru că este un dulap destul de înalt, eu ajung până la el, adică pot să-l folosesc cu succes, însă eu sunt destul de înalt și nu toată lumea ar reuși. Bun, o să încep tot din partea asta. Pe raftul ăsta, după cum vedeți, este dedicat în mare parte colecției mele de Chalimar. Și, sincer, ce am mai încăput, pentru că spațiul chiar este o problemă în acest dulap, o să vedem. Este în același timp etajul, nu știu cum să-i spun, care se vede la artwork-ul meu de la canalul de YouTube. În principiu avem aici Chalimar, apoi Chalimar Parfum Inițial. Fără de care nu pot. Și întotdeauna mi-e dor de el. Aceste evantaie, bineînțeles că la un moment dat se vor umple de tot ce e pe raftul acesta, însă dacă stau suficient de mult nefolosite, pot fi utilizate în sensul ăsta, fără probleme. Plus că parfumul cel mai nou aplicat va fi parfumul dominant. Dar oricum se face un soi de amestecătură acolo, care mie sincer încă îmi place. Bun. Avem acest Samsara despre care vreau neapărat să vorbesc și abia aștept. Dacă e un motiv pentru care abia aștept iarna, e pentru raftul ăsta de aici. Cam pentru ăsta e. Suflă de Parfum, care este o ediție specială din 2016. Cu aceste chestii, culorile acelea de acolo care se întrepătrund într-un mod foarte fain. Eau de Cologne, Chalimar Cologne, practic, care este în același timp concentrația mea preferată de apă de colonie de la Chalimar. Concentrația mea preferată de Chalimar este într-o apă de colonie care e de fapt o apă de toaletă, dacă nu mă înșel. Că nu cred că scrie pe ea chiar. Da, uite că scrie apă de colonie. N-am să învăț niciodată chestia asta. N-am să țin minte. De ce? Pentru că persistă foarte bine. Persistă mult mai mult decât ar persista vreodată vreo apă de colonie.
Apoi Shalimar Parfum Inițial Low, care e puțin diferit față de această apă de parfum, este apa de toaletă, este un pic mai bright, este sincer mai pe genul meu, mai pe gustul meu decât Parfum Inițial Simplu. Apoi Eau de Shalimar, o altă concentrație de Shalimar mai pieloasă, ajunge mai ușor în stadiile acelea pieloase finale ale parfumului. Apoi Souffle Intense, care sincer să fiu nu are o diferență colosală, nu este o diferență colosală între Souffle Intense și Souffle de Parfum. Această variantă este identică, parfumul este absolut identic cu cel în sticla albastră. Și Terracotta Le Parfum, care este parfumul meu preferat pentru purtat la plajă, pentru că miroase divin și este foarte solar. Bun, acum ajung la raftul de masculine ale lor. Deci până acum am văzut parfumurile marketate în special pentru femei, cu excepția celor din Lezo, apele de colonie, care sunt marketate drept unisex, cum ar fi și normal și de înțeles. Ăsta este raftul cu masculinele lor și nu știu, acum stau să mă gândesc dacă îmi lipsește ceva, o să vedem. Că nu, cred că le am aproape pe toate. Ele la fel sunt trecute într-un soi de ordine cronologică, un soi de, doar că nu chiar, pentru că vetiverul nu are ce căuta aici. Vetiverul ar trebui să fie primul, dar în rest, mă rog, le-am așezat și după culoare și după mărime și după nu știu ce, pentru că sunt niște sticle atât de frumoase, atât de estetice, deși sticlele originale în care erau ele înainte, nu aceste reinterpretări după flaconul original de Abbey Rouge, erau la rândul lor mult mai frumoase. Așadar, am Abbey Rouge, apa de toaletă, Abbey Rouge, apa de parfum, Abbey Rouge Sport, care este incredibil de fain și cred că ăsta voi vrea. Pentru acest raft. Cine a prins acest Abbey Rouge Sport este un om foarte norocos. Pentru că nu se mai face și este o rendiție extraordinară, este o interpretare foarte faină, destul de modernă, ușor acuatică, dacă vreau să zic, al Abbey Rouge-ului clasic. Extraordinar de fain și foarte bun pentru colecție. Apoi, Abbey Rouge Low, care este o variantă foarte faină a lui Abbey Rouge cu o lună foarte faină. Am vorbit despre toate aceste Abbey Rouge-uri la videoul special dedicat acestei serii de parfumuri. Și Abbey Rouge Dress Code. Bă, da, ce multe Abbey Rouge-uri am. Bineînțeles, mai sunt unele care îmi lipsesc. Da, n-ai ce să faci, nu poți să le ai chiar pe toate, plus că majoritatea nu prea se mai găsesc. Apoi am Vetiverul Simplu, această sticlă din, ce e aici? 2010? 2010? Așa de veche? Posibil. Deși cred că ar fi 2011 totuși. Apoi, Vetiver Extrem dintr-o sticlă din 2015. Măi, dar totuși cred că n-am citit bine codul ăsta. Să fie 2010 totuși? Foarte probabil. Pentru că observați o chestie. Unele au dop în stilul ăsta, unele au dopul acesta metalic argintiu. Da? Ăsta este modelul mai vechi, e modelul fix de dinaintea acestui tip de dop. Da? Deci la un moment dat sticlele din această poveste s-au transformat în astea. Acum vetiverul se găsește cu un dop similar cu ăsta, doar că verde. Da? Deci să știți lucrurile astea, cui pasă, sunt lucruri importante de știut. Apoi am eritajul, singurul eritaj pe care l-am, care, apropo, între noi fiind vorba, eritajul este parfumul meu preferat din această gamă de masculine.
este parfumul meu de suflet, este parfumul care mă reprezintă cel mai bine, Heritage înainte și înapoi. Heritage l-am doar în, ca apă de parfum, pentru că diferențe între apa de parfum și apa de toaletă, în cazul lui Heritage, nu sunt colosale așa cum sunt la eau de toilette și eau de parfum la Abbey Rouge. Diferența e mai pronunțată acolo. Bun. Apoi am acest Lanstan de Guerlain. Tristețea aceasta în apă de toaletă. Zic tristețea pentru că nu este un parfum care... Na, din punctul meu de vedere nu este făcut cu atâta grijă cu cât ar fi trebuit să fie făcut acest parfum. Am pe undeva pe acolo băgat printr-o cutie vintage-ul, da? Deci vintage-ul nu prea îl țin nici la lumină, nici la, îl țin la loc ferit, pentru că nu se mai face și țin la el foarte mult. Apoi acest Lanstan de Guerlain, apa de parfum, care din punctul meu de vedere este și cel mai... modern, cel mai modern dintre masculinele lor înainte să ajungem la gama L'Homme Ideal. Pentru că veți vedea gama L'Homme Ideal mie îmi lipsește aproape cu desăvârșire, pentru că nu e ceva ce îmi place. Eu colecționez ghearlanuri, într-adevăr, însă nu-mi cumpăr absolut orice de la ei, pentru că lucrurile care nu-mi plac, nu am de ce să le cumpăr, pentru că nu le folosesc. Cum am spus, tot ce am aici sunt folosite. Dacă nu se folosește, pleacă. Apoi, cele mai recente, înainte de L'Homme Ideal, sunt gama L'Homme, care este o gamă foarte faină, peste care se trece foarte, foarte repede. E sub radarul multor oameni și e mare, mare păcat. Sunt trei la număr pe care eu le am, și anume Loboise, care este un vetiver extraordinar de fain, un vetiver modern, bineînțeles cu ADN-ul de Guerlain Homme, care e acel ADN de bergamotă, mojito, lime, e de fapt nu bergamotă, era tot verde, e lime-ul acela foarte, foarte fain, puțin zaharicos, cu vanilia lor specifică, n-am decât cuvinte de laudă pentru gama L'Homme. Apoi am Guerlain Homme în apa de parfum, care la un moment dat, da, el se cheamă Eau de Parfum Intense. Deci ăsta este în sticla veche, dar nu cea veche, deci cea de mijloc veche, Guerlain Homme în varianta Parfum Intense. Apoi Guerlain Homme în varianta apă de toaletă, care este și cea care se întâmplă că e cea mai faină cumva, întotdeauna n-a. Cel care apare primul, da, din punctul meu de vedere, e cel mai bun de cele mai multe ori. Însă, na, bineînțeles, toate sunt bune aici pentru că servesc scopurilor diferite, pentru că sunt diferențe mari între ele. Și o să vreau să vorbesc la un moment dat despre ele, însă, na, le tot ocolesc. Despre asta am vorbit la citrice, despre asta am vorbit la vetiveruri. Ăsta o să vorbesc pentru că o să vorbesc chiar curând, pentru că este un parfum excepțional de bun pentru chiar perioada de acum, pentru toamnă, pentru vreme ploioasă. Bun. Aici începe circul și nebunia, pentru că lucrurile încep să devină din ce în ce mai îngrămădite, că nu prea mai am spațiu. În mod normal, aceste parfumuri eu le țin în cutii. A fost un experiment pentru acest video, recunosc. Să le țin așa, în mod normal eu nu le-aș ține așa, pentru că pur și simplu nu-mi place, n-am încredere cum stau ele acolo. Este o colecție, asta este colecția Le Désert d'Orient, deserturile Orientului, deci nu deserturile, da? Le Désert d'Orient, despre care sunt în ordinea numerelor de pe tricou. Rose nacré du désert, songe dans bois de thé și encens mythique. Sunt trei parfumuri pe care nu că le ador, sunt parfumurile pe care în momentul în care le-am descoperit, la mine s-a cam ridicat așa un văl, nu știu ce să zic, sunt niște parfumuri, fac parte dintr-o colecție care ea nu mai există în momentul de față, toate aceste trei parfumuri sunt
discontinuate, vorbim imediat. Sunt parfumuri care au fost marketate pentru Orientul, pentru Orientul Mijlociu. Sunt în niște sticle extraordinar de frumoase, care bineînțeles sunt pline de amprente, pentru că de le folosesc, nu le șterg zilnic, că nu am timp și n-aș face niciodată acest lucru. Ce să zic, sunt într-o colecție care ele sunt destul de poetic așezate, pentru că toate au foarte multe elemente în comun și practic sunt variațiuni pe aceeași temă, da? În esență sunt niște parfumuri uscate, patchouli foarte mult, trandafir suficient de mult, o impresie de ud, șofran folosit foarte mult acolo, foarte tămâioase, foarte rășinoase, în zona aceea absolut m-a terminat. Dintre toate astea, Songe d'Amboadete îmi place cel mai mult, este cel mai mult pe genul meu și chiar am să-l și aplic pe evantaiul acesta, care este lipit, pentru că e evantaiul de pe raftul acesta unde sunt parfumurile un pic mai uleioase, nu știu ce să zic, de asta, na, se lipește evantaiul, se lipește. Extraordinar de fain, extraordinar de mișto acest Songe d'Amboadete. Un patchouli incredibil de fain, un patchouli rășinos, cu puțin trandafir, cu iasomie, un miros foarte complex, foarte modern, na. Ce să zic mai mult de atât? Și de asta le țin ferite, le țin în cutiile originale, pentru că, na, vreau să nu pățească nimic. În altă ordine de idei, aici mai am colecția care urmează, care nu este completă, este colecția de, se cheamă Les Absolus d'Orient, Absolutele Orientului, le spunem, și nu sunt în ordinea apariției lor, pentru că ar fi culmea, sunt puse cum am crezut eu că sunt. Primele trei apărute sunt Santal Royal, cred că, care este și cel mai cunoscut, și Mândria lui Thierry Vassin, și pe bună dreptate, pentru că este într-adevăr un parfum excepțional de fain. Ambre Eternel, pe care îl recomand, a fost discontinuat, îl recomand, dacă îl găsiți, luați-l, mă rog, verificați ce e cu el înainte. Este o ambră animalică, un ambergris, de fapt, extraordinar de fain. Am să vorbesc despre el la animalice. Și Oud Essentiel, care este o reprezentare a udului destul de proaspătă, destul de verde, destul de paciuloasă, foarte faină, care nu este departe din zona amouage epic. Da? Vorbim și despre raftul ăsta imediat și despre ce caută el acolo. Apoi, următoarele apărute au fost acest Curantins, cred, Musc Noble, și de asta spun că colecția este incompletă, pentru că acestei colecții i s-au adăugat aceste două parfumuri care au fost transformate în aceste sticle și redenumite, astfel încât Encens Mythique d'Orient a devenit Encens Mythique în sticla verde închis și Songe d'Amboadete a devenit Bois Mystérieux. Diferențele sunt foarte subtile între formularea veche și cea nouă, au fost tratate cu respect, iar Rose Nacré nu este musc noble cum crede lumea, musc noble, ci pur și simplu nu mai există și e mare păcat, pentru că este un parfum incredibil de fain, Rose Nacré. În partea asta am Mont Guerlain, L'Instant de Guerlain, ultimul luat de la Guerlain, Aqua Allegoria Nerolia Bianca, care este singurul meu Aqua Allegoria pentru moment, care este excepțional de bine făcut, și ele stau aici pur și simplu pentru că le țineam aiurea pe alt raft, pentru că, cum am spus, în primul rând ăsta e un spațiu de lucru și după aia e un spațiu de depozitare. Acum am să cobor în jos Luceafăr Blând ca să vorbim despre raftul de un pic mai jos.
So, puțin mai jos am oajurile care le țin cumva intercalate cu ghirlandurile, pentru că ăsta este singurul loc, ele sunt destul de înalte, ăsta e singurul loc pe care am reușit să li-l ofer. De asemenea, eu mă încăpățânez să le țin așa, pentru că e mai multă siguranță, da, de, nu știu, vreun accident, vreo situație, ceva. Și din cauza că sunt, na, unele ar trebui să le întorc așa. Despre amuajuri voi vorbi la un moment dat și despre colecția mea de amuajuri mai pe larg. Dar raftul ăsta ne interesează în momentul de față. So, cum spuneam, sunt anumite chestii care mie îmi lipsesc cu desăvârșire într-o colecție, în colecția pe care o am eu, pentru că nu sunt pe genul meu sau nu sunt chestii pe care le-aș purta neapărat. Sunt și excepții. Unele dintre ele este gama La Petit Robe Noir, care nu prea mă interesează. Singura care m-ar putea interesa tangențial ar fi acel Black Perfecto, care e mai cumva mai greoaie un pic. Apoi gama L'Homme Ideal, din care am un singur parfum, și anume acest L'Homme Ideal Cologne, care este foarte pe genul meu, este un parfum foarte drăguț, îmi aduce aminte de acest Dior Homme Cologne, nu știu dacă se vede de acolo, de mai jos. De asta spuneam, pe celelalte de aici le țineam pur și simplu pe aici, pentru că, na, nu știam unde să le pun și cred că vor ajunge înapoi acolo, pentru că nu o să vreau să țin deserturile Orientului așa. Cel de aici este un gift with purchase, este un orchidee imperial parfum de interior, care o să râdeți de mine, dar miroase atât de fain și atât de verde Angelica. Eu îl asemăn foarte mult cu acest Lanstan de Guerlain, numai că Lanstan de Guerlain este mult mai floral alb, se simte acea gardenie, acea magnolie sau ciofia foarte fain. Aici e mai mult în zona verde, mai proaspăt, mai diafan un pic. So dark pentru un parfum de interior de dat pe perdele. Ce să zic, o lucrătură și o chestie foarte faină. Apoi, hai să le încep așa, să le dăm un pic mai departe. Am șters niște praf, pentru că cade, se mai pune și praful. So, în partea asta aici am toată colecția, absolut toată, de care sunt foarte mândru, de... Vai, dar nu trebuia să dau cu acest orchidee imperial, pentru că e foarte puternic. Este toată colecția Le Parisien, care înseamnă parizienii. Deci aici vorbim de colecțiile lor de haute parfumerie. Da? Aici la fel. Aici e haute parfumerie, aici e... Este cumva un pic... Aici e un nivel mai înalt de exclusivitate. Clar este un nivel mai înalt de exclusivitate față de cele de sus. Cele de sus sunt parfumuri care au prețuri dintre astea de în retail costă aproximativ 100 de euro pe 100 de mililitri, pot fi găsite online discounted pe la vreo 200-300 de lei. Aici deja vorbim de un nivel în sus de exclusivitate, sunt un pic mai scumpe, sunt la 160 de euro retail, pot fi găsite pe la vreo 100 de euro discounted online și așa mai departe. Astea au fost destul de scumpe, deși la un moment dat umblau și ele pe online la niște prețuri destul de decente. Eu le-am luat la aproape full price. Aproape full price am dat pe ele, asta e foarte bine, nu contează pentru că le am. Iar aici, cu excepția ăstora, vorbim în primul rând despre haute parfumerie, Guerlain Haute Parfumerie. Și Guerlain Haute Parfumerie are colecții, mai multe colecții, cum ar fi această colecție de sine stătătoare care se cheamă Le Parisien sau Parizienii. Și avem așa, Chamade Pour Homme, Arsène Lupin, Lambda Neros, care este făcută după fostul Coriolan. Așa arată sticlele, sunt deosebit de faine, sunt tratate cu respectul cel mai mare. Sunt parfumuri extraordinar de fain făcute. Lambda Neros este
nu știu cum să zic, e un parfum de care așa de mult mă bucur că există, pentru că e printre atâtea și atâtea parfumuri care înclină, unisex, unele mai feminine ca altele, unele mai masculine ca altele. Lambda Neros nu face niciun compromis. Lambda Neros este hipermasculin din punctul ăsta de vedere. Apoi, Arsène Lupin, care este în varianta lui Voyou sau Voyou. O să vorbesc despre toată colecția asta la un moment dat, care are o mentă foarte faină, foarte proaspătă și foarte, foarte fain de purtat vara. Apoi, Derby, care este și preferatul meu din colecție, iar Le Frenchy este cel mai fresh, apă de colonie, citric, are acel verbena foarte fain în el. E o refacere după Eau de Verveine pe care nu l-am mirosit, nu-l cunosc, în fine. Trecem mai departe, ne facem loc. Mai departe avem o parte din colecția L'Art de la Matière, despre care ați mai auzit cu siguranță. Eu am vorbit până acum despre Kirbeluga și despre Neroli Outre Noir. De asemenea, am făcut unboxing la Iris Torefie, care este și cel mai recent din colecție. Apropo, am uitat să spun că la Absolutele Orientului s-a adăugat tot în 2020 Patchouli Ardent, la care am făcut am vorbit despre un sample primit de la Ana Maria de la Beauty Barometer. Și Bois d'Armenie, care este un parfum vechi, dar despre care am vorbit. Încă nu am vorbit despre Spiritueuse Double Vanille, care este o nebunie. Deci o nebunie de parfum și nu se numește degeaba Double Vanille, și Angélique Noir, care este preferatul meu absolut din această colecție. Angélique Noir este parfumul care face toate parfumurile pentru mine, este preferatul meu absolut din tot ghirlanul, da? Deci e parfumul care mă reprezintă pe mine cel mai mult. Dacă Heritage e preferatul meu dintre masculinele lor, Angélique Noir este preferatul meu, punct. Tot din aceeași colecție mai am aici Iris Ganache, care stă acolo la loc de cinste în cutie, da? Acesta este. Am vorbit despre el, am făcut un video separat și tot aici, în cutie, uite, am și o sticlă de Caron acolo, povestim imediat ce caută sticla aia de Caron. În cutie, special la loc de cinste, stă și acest Tonka Imperial. Da? Aici e. Este un parfum excelent de fain. Tonka Imperial, nu știu, n-am cuvinte, extraordinar de fain, abia aștept să vorbesc despre el la un moment dat, când îi va veni și lui vremea. După care, punem înapoi poveștile. Ăsta este tot Iris Ganache, pentru că sticla respectivă vine cu această sticluță micuță de 30 de mililitri în care tu poți să stoarni pentru că ai atomizor, cealaltă sticlă nu are. Deci, în momentul de față, am vorbit despre tot ce am eu din L'Art de la Matière. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cu Iris Ganache, 8 cu Tonka Imperial. Nu mai am nimic altceva din L'Art de la Matière, dar zic că am suficiente. Apoi, asta este o colecție sigur marketată pentru femei, sigur, 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 pentru că se vede și din felul în care sunt făcute sticlele, cu aceste, nu știu, filigranul ăsta foarte interesanțel acolo, foarte finuț, care se numește Les Elixir Charnel, elixirurile cărnoase, ale cărnii, da? Și nu este colecția completă, am doar două dintre ele. Eu am Gourmand Coquin, care este un trandafir târât prin ciocolată, extraordinar de gourmand, extraordinar de sexy, și French Kiss, care este un framboaz, o zmeură,
o zmeură extraordinar de faină pe care o port și nu-mi pasă și nu mă uit înapoi. Apoi, asta este tot. Ei mai au încă o colecție care se numește Le Parisienne, de data asta, parizienele, care sunt cumva counterparturile acestora, care sunt marketate pentru femei, cu Leur de Nuit, Montpressier Nectar, Maillotte, Mademoiselle Guerlain, din care nu am nici măcar unul, nu pentru că nu mi-ar plăcea, ci pentru că încă nu le-a venit timpul, dar o să le vină, pentru că îmi place foarte mult Montpressier Nectar, sunt absolut fascinat de parfumul acela. În această sticlă de Caron, este o sticlă de transport Caron, am un decant de Lui. Acum, Lui este un exclusiv de la ei, tot din Haute Parfumerie, care nu face parte din nicio colecție anume acest Lui. Acest Lui este extraordinar de fain, în sensul în care este o ambretă, niște cuișoare, ceva foarte condimentat, foarte greu ca și bază, pentru că are un mir foarte puternic și, mă rog, o anumită notă acolo, ceva fructat, ei zic o pară care e și nu e acolo. Acum, pentru mine, parfumul ăsta, Lui, este unul dintre absolut preferatele mele, am vreo 3 sticle de ăsta, pentru că este parfumul excepțional, cel mai fain parfum vreodată din tot ce au ei, pentru layering. Și o să vorbim despre layering la momentul potrivit. Încă nu e cazul, zic eu. Apoi, ultimul pe care l-am aici este acest Cologne de 60, care este unul, la fel, este un alt parfum absolut preferat pentru simplu fapt, pentru felul minunat în care efectiv a fost construit acest parfum. Este un parfum al lui Sophie Labbé. Ei spun aici că 68 de materii prime, că nu știu ce, nu mă interesează asta. Aici se simte în principiu gherlinada. Acesta este un parfum extrem de bine făcut pentru a ilustra cuiva gherlinada. Așadar, cum spuneam, acest Cologne de 60 este extraordinar de fain în ceea ce privește gherlinada, da? Deci dacă vreți să vedeți gherlinada în aspectul ei, nu știu, cel mai bine făcut, cu excepția lui Chalimar, încercați acest Cologne de 60 dacă îl găsiți, pentru că Sophie Labbé, mie de asta îmi place foarte mult, pentru că deși nu este un parfumer propriu al casei Guerlain, a studiat atât de bine și a înțeles atât de bine spiritul acestei case, astfel încât când a făcut acest Cologne de 60 a făcut o treabă excelentă pentru a reda fix spiritul casei Guerlain. De asemenea, este extraordinar de fain acest parfum pentru felul în care este redat irisul, ca notă preferată a mea în parfumerie. Este un iris în stilul cel mai Guerlain posibil. De asemenea, vreau să spun că acest parfum, din păcate, nu se mai face. El a fost înlocuit cu un parfum de 60 care miroase destul de similar și care este în momentul de față în colecția lor exclusivă. Un pic mai scumpă, că de se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Dragii mei, eu sper că v-a plăcut felul în care, nu știu, v-am prezentat colecția mea de parfumuri Guerlain. Vreau să vă reamintesc că această colecție este totuși un organism care trăiește, lucruri apar, lucruri dispar, lucruri se schimbă, lucruri vin, întotdeauna descoper lucruri noi, modifică anumite puncte de vedere și așa mai departe, nimic nu e bătut în cuie. Vă rog să-mi lăsați părerile voastre despre portofoliul Guerlain actual în comentarii. De asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru până acum, vă invit să vă abonați canalului meu, deoarece mă ajută acest lucru foarte mult. Și până data viitoare, nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.